Doamne și domnule, bine v-am găsit! Azi m-am gândit să vorbim un pic despre derizoriu. Adică, voi mă mir cum am ajuns noi de la rapsodia română la manele? Dacă te uiți la țările din Occident, eu nu cred că vezi multe mai faine decât țara asta. Dacă te uiți la oameni din Occident, eu nu cred că găsești mulți mai citiți decât sunt oameni din țara asta. atunci, cred că oamenii care zic sistemul îi devine au dreptate. m când zic sistemul devine așa o chestie, ca și cum mai spune la tăzni greu. Sistemul e făcut din niște oameni care de obicei stau la birouri. Baiu intervine atunci când oamenii care stau la birouri au impresia că știu mai bine cum se cresc oile, mai bine decât ciobanul, știu mai bine decât fermierii când se seamănă cu Curuzul, știu mai bine decât medicii cum să dai o injecție și mai bine decât profesorii cum se predă o oră de română, de istorie sau de mate. Ăștia sunt oameni care au buletine, au pașapoarte, au CNP, au adrese, îi vezi pe la televizor. De obicei vorbesc super fain, super fain vorbesc oamenii ăștia, când îți puși în funcție, să zici că s-au scoborât plutonierii lui Dumnezeu pe pământ și o să facă din țara asta rai. Când pleacă din funcție, dacă îi mai găsește căveșii, că noi nu prea avem ce să le găsim. Am o secvență din filmul elaborat. Borat. Asta a avut un succes mare în toată lumea. Nu dau secvența asta mai mult de 20 de secunde, 25 de secunde, că mă doare ficatul de ciudă. În secvența asta de film o să vezi toată chintesența a ceea ce a devenit România. O veselie tâmpită. O... Un derizoriu ăsta entuziast un lasă-mă acum să trăim, că mâine nu contează. Îți dau chestia asta, nu mai vorbesc despre ea, că n-am să mă doar ficatul și așa mi mare. Asta e filmată pe undeva pe lângă București, la Glod. eu când am văzut prima dată filmul ăsta, nu știu dacă să râd sau să plâng, să sparg televizorul sau să-mi bat câinii. Pentru că nici nu puteam să-i zic nimic actorului Borat, ăsta care l-a jucat pe Borat, că avea dreptate. Acum nu el e obligat obliga pe oamenii aia, hai bă, dă-ți măsura gureșeniei. Dă-ți măsura derizoriului, vesel. Dar nici nu puteam să mă bucur când știu că asta se întâmplă aici, tată, la noi. La vreo 40 de km de casa poporului. Și m-am tot gândit, bă, de unde până atât, de unde până unde atâta derizoriu, atâtea porți ale Balcanilor în țara asta. Și nu, ca filolog m-am apucat de citit. Mare lucru n-am învățat. În cărți înveți cum să merg pe stradă. De pe stradă înveți cum să citești cărțile. Cum să le interpretezi, dacă vrei. Și mi-am dat seama că noi nu avem memorie, Noi, în 89, ne-am apucat și am zis, gata, șterge repede, dă nevastă chestia aia cu care speli farfurile, să mă spăl și pe creier. Noi am uitat extrem de repede cum era înainte. Bă. Și îți arăt. Îți arăt ca să-ți amintești. Bă, înainte ca să porți părul lung, asta vă spune un chel, trebuia certificat de la miliție. Dar noi am uitat chestia asta. Dăm certificatul ăsta. Teatrul de stat Ploiești, în 71, prin prezența se deverește de noi că tovarășul Ștefănescu Eusebiu, virgulă, în trebuie și predicat, este actor al Teatrului de Stat Ploiești, susnumitul este distribuit în piesa Morișca de Ion Luca, iar personajul pe care îl interpretează se impune să poarte părul lung, drept pentru care i s-a eliberat prezenta spre servi ca justificare în fața organelor de control. Și semnează directorul cu ștampilă rotundă, cu tot, 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 tot. Noi n-ar trebui să uităm chestiile astea. N-ar trebui să uităm nici faptul că eram parcă mai apropiați. Că atunci când se foame, înveți să vezi să miroși o floare, să îți dai seama cum arată orașul, așa necăjiți cum eram, dar am ras tot atât. Am ras și rău care s-a întâmplat, nu cumva să ne amintim de el, că ne era rușine probabil să povestim copiilor între două plase de rafii, de rafie de aia cu care luceam bluși din Turcia, și am uitat și lucrurile bune pe care noi le-am făcut, nu Ceaușescu sau alții. O să arăt două poze. Una, cred că din Cluj. Clujul anilor 70-80. Vă față de ce acum, atunci era artă, tată. Păi în poza aia și după o să-ți și eu printr-un oraș mic, ca Uite, așa arăta Clujul. Clujul, așa comunist cum era, cu nu știu ce motofrișcă de asta, de-o vezi acolo, mașina aia albă. Cu, da, avem nu știu ce, crack Donald și troca cola. Dar, știam, tată, să punem un strat de flori, o chestie, să Îți arăt din Dej. Și orașele mici erau așa, nu numai capitalele de Iași, Cluj, Timișoara, Constanța. Uite, tată, oraș din Dej. Oraș din Dej. Plin de verdeață. Am ras tot. Am ras tot că noi, în ideea noastră de democrație, am zis, bă, Occidentul e o chestie în care, dacă mai are, să ne cumpărăm pantofi, conserve de câine și să bem suc la dozator dacă se poate turcoază. Și acolo se cumpără banane la liber și țigări grecești. Asta am învățat noi despre libertate. Și de acolo, derizoriu. Derizoriu când? Dacă ați văzut comentariul lui Dan Dungaciu, analiza de fapt a lui Dan Dungaciu de pe adevărul.ro Dacă n-ați văzut, ar trebui să o vedeți musai, pentru că explică într-un mod nu foarte hmm. liniștitor pentru noi, de ce s-a retras Toarșu Putin din Rusia? Pentru că vrea să vină la Kiev și la Chișinău. Unde porțile îi deschise în lipsa oricărei pasiuni pentru politică onestă, în lipsa oricărei onestități. Și noi ne mirăm. -tă. Noi zicem, lasă-mă că Rusia e departe. Mă, Rusia, am văzut noi la televizor ceva pe Discovery cu sălbatica Rusie. Am mai citit pe la școală, ne-au mai povestit nu știu care cu Dava ceas, Dava e palton. Uiți, nici o clipă ăia din 914 n-au vorbit înainte de război că va fi război. Nici o clipă ăia din 37-38 n-au vorbit că va fi război. Acum, noi nu avem nicio problemă. Noi dă pe manele, dă pe sucuri, dă pe... Nu avem nici o conștiință ta. Și țară la niște niveluri la care îți faci cruce cu limba, bă, la, la propriu. Uite de pe B1 TV. Ca să le zicem. Ta. Ca să le zicem. Pe B1 TV i-a dat cu capul în gură. Doi preoți s-au luat la bătaie în biserică din cauza banilor. L-am văzut pe părinte plin de sânge, împins pe tarvă targă, avea și un gule de la de care pun medicii la căpățână. Doi preoți din județul Buzău s au luat la bătaie după slujbă din cauza unor bani strânși pentru repararea acoperișului răcașului de cult și o trasca pe în gură, i să meargă. Preu tată. Preuță. Și oamenii a vin să spună despre Cămila care mai ușor intră prin urechile acului decât bogatul prin paradisuri și de-astea că banii trebuie făcuți nu știu cum. Și în timp, în timp ce ar trebui să existe o dezbatere, poate chiar la înalt prea și la prea fericiții și la ultra și megafericiții, bă, care e rolul bisericii? Să cere totală, tată. De se comportă exact ca aparatul de propagandă. Domnule, ne facem că nu s-a întâmplat nimic. M-am uitat adevărul.ro Focșani. Și că acolo au fost dați afară niște enoriași, au fost excomunicați. Că l-au apărat pe popă, pe un popă de-a lor, și au zis, au venit, nu știu ce, în alt preasfințit, și au zis, bă, voi de acum încolo nu mai aveți voie să intrați în biserică, îți fi voi ortodoxi, la revedere. Și excomunicații din Vărșa și-au făcut propria biserică. Și preotul pe care l au apărat vine acum duhovnic la ei. Dar nu asta e important. Chestia asta se pot întâmpla. Însă, apropo și de ce am văzut cu ea care și-o dat pe tengură, M-am uitat la ce zice în Alpreasfinția sa Cipriană. Ia auz aici. În biserică totul se face cu ascultare. Credinciosul trebuie să știe care e locul lui, să fie un om cu minte vlavios, ascultător ierarhului și preotului. Deci creștinul care nu mai respectă pe ierarh, acela prezintă multe semne de întrebare cu privire la înțelegerea corectă a trăirii credinței creștine. Acum, domnul Ciprian, în Al preasfințite, fericite și cum îi fi? Două întrebări am și eu. Ce să facă acel creștin când vede că din banii lui se iau o merțane de 60.000 de euro? Și doi, pe cine să asculte creștinul? Pe care preot? Pe ăla care o dat cap în gură sau ăla care e cu gura spartă? După ce o tras la un cap în gură. Adică, bă, despre asta trebuie discutat. Tată. Trebuie discutat și în același timp nu generalizat îți arăt tot din Buzău și mi se pare tot pe adevărul dăm... Un preot a înființat pentru patru cămin, cămine de pentru copii din familii sărace și pentru bătrânii abandonați. Tot din Buzău, un tip care a zis, doamne, menirea mea e altă decât să mă pus să strâns bani. Uite, pot să fac ceva pentru bătrânii abandonați, pentru copii. Patru cămine a făcut. Da. Eu nu am văzut, n-am auzit, vorbind pe mai mari bisericii, despre un om ca ăsta. Să fi mers. Să-l văd pe ultrafericitul, cum bagă cheia în contact și mai repun la buzău. Cu presa după el, că îi place, îi place presa. Domnule, am venit să-i strâng mâna omului este. După a mă duc, tă la buzău la ăia, la doi care s-au bătut și le iau pe ăla care o tras cu cap în gură și n-am cum să-l bag, că nu-i voi să faci apel la violență, dar una cu toia cu tăt dau pe stinare. Și atunci ziceam, bă, tată, se schimbă ceva, adică uite la ei, bă, totuși își dau seama că onestitatea e o chestie mai importantă decât fondurile europene. Credibilitatea în instituții, inclusiv în biserică, e esențială dacă vrei să-ți meargă țara ca lume. Nu, tată. N-au nicio treabă. Așa cum n-am văzut un politician să meargă, să meargă că și la ăștia le place presa, cheamă mă presa, domn politician. Tot e până în Timișoara. Până în Timiș, de fapt. Primarul dintr-o comună, dintr comună, din Timiș, lucrează fără salariu. Uite aici. Tot din adevăr. Și mai aduce și bani de acasă. Familia mi-a spus clar că vine aici pentru un motiv, să fac treabă. O are o afacere, niciodată nu a avut contract cu statul și a zis măi, eu mă bag ca primar, dar mi-e rușine să iau ea 17 milioane sau 25 de milioane cât e salariu. Mai bine îi dau și mai aduc și bani de acasă. Da? Și uite ce zice. Apropo de tovarășii politicieni care se înghesuie la bani cu am văzut că oamenii au nevoie de anumite stimulente să se conformeze unor reguli, zice Raimond Ovidiu Rusu, primarul din Becichere Comica. Dacă ei cu vorba bună sau îi stimulez, chiar se implică. La noi gunoiul se plătește în funcție de numărul de persoane din fiecare gospodărie. Neavând o situație clară, m-am gândit să pun salarul meu pe aproximativ un an de zile deoparte și am oferit câte doi pom fructiferi cu condiția să vină fiecare să declare câte persoane locuiesc în fiecare casă. Pentru că omul ăsta a zis, bă, oricum am bani. Că mi-am făcut afacerea mea înainte de a intra în politică. Și atenție, e de la USL, o intra cu usl -ul. De la PSD. Ai văzut vreun politician să meargă să să întrebe, bă, eu ai, ai, făcut o chestie senzațională? Zim -mi și mie, cum e? Funcționează chestia asta cu onestitatea? Că dacă funcționează la tine la becichere cu mic, poate o facem și la nivel de parlament sau de minister. Uite ce mai zice. Dacă fiecare familie care a reușit ceva pe forțe proprii, fără pe la bani sau împotriva statului, ar da un membru al familiei în administrația publică locală sau în politică, fața României s-ar schimba. Toți acești politicieni care sunt afaceriști, dar ei nu au făcut în viața lor decât afaceri cu statul, n-au cum să înțeleagă ce se întâmplă în economia reală. Bine zice tată. Păi și eu te întreb. Merge cineva la oamenii ăștia? Eu o noroc că citesc adevărul și gândul și tot felul de ziare ca să pot să-i dau la televizor. Că altfel aș nebunit. Mi-ar exploda ficatul numai să dau de ea. Popi care se bat, își dau capete în gură sau șmecherași care dansează și acolo lângă București pe Manel. N-ai cum. Însă de aici mă duc mai departe. Politica în România sună ea, aproape mijenă să spun ar trebui să beneficieze de atâta onestitate și tot de atâta bună credință. Nu trebuie să fie Einstein? Nu. Einstein n-ar guverna niciodată în România. Nu trebuie să fie nici cea de prin cum însă Trebuie să te gândești numai logic. Și când nu găsești tu logica, că tu ești în birou ăla din minister, dai un telefon la mătușa ta la țară. Vin până la voi să vorbesc cu oamenii din sat. Și atunci, mă mă duc către agricultură, ai învățat câte ceva. Sau citești, tată, citești. Vine neuronul, zbang de neuron, se face sinapsa și din sinapsa aia poate semnați politici publice. Îți dau de pe agroinfo.ro o diferență între țară de stăpân și țară de slugi. Și aici, și din agricultura trebuie să gândească. Țară de stăpân, nu de slugi, fermele de familie ar fi mult mai performante decât fermele industriale. Și acum îți dau exemplu pe care l-a dat și Avram Fițiu, l-ați văzut aici, de câteva ori, de la Universitatea de Științe Agricole din Cluj. Cea mai performantă fermă din Bretania are 62 de ari, a cât e? 6200 de metri pătrați. Și face performanță economică, ecologică, pentru că se cultivă legume în sistem ecologic, în solarii, și performanță socială pentru a că asigură două locuri de muncă. Doi stăpâni, nu două slugi, zice Fițiu. Fermele de familie sunt mult mai performante decât fermele industriale. Până acum se punea în antiteză un fermier cu fermă industrială cu un țăran, român bajocuri, că nu este performant. Poate că nu am înțeles noi bine performanța în România. Performanța are trei dimensiuni: economică, ecologică, socială. Un agricultor român sau străin cu 10.000 de hectare sau cu 2.000 de hectare poate să facă eventual performanță economică. Atât. În schimb, nu poate să facă performanță ecologică pentru că poluează. Și nu este performanță socială. Pentru că un agricultor cu 10.000 de hectare pune pe liber 2.000 de familii care până ieri erau autonome, aveau mâncarea lor și apa lor. Mâine, acele familii întind mâna la guvern și dezechilibrează un buget național. Noi asta nu pricepem. Ăștia încă mai râd de nemți că ridică în slăvi agricultura de subzistență. Numai nouă ne pute urât agricultura de subsistență. Dacă te duci la nemți, o să vezi că au 2, 3, 4, 10 hectare și lucrează. Și își bagă legumele și își bagă tot ce produc cu valoare adăugată. Pentru că sistemul le permite, nu vine nimeni să intre cu 10 mașini ale fiscului și să zică, tu, infractorul, ce faci acolo? Pule cucuruzul. Te-am luat. Unde-ți chitanța fiscală pe care ți-o dat-o domnul Cucuruz? Domnul Cucuruz nu dă chitanță fiscală. Aha, deci sunteți doi infractori. Da? În Germania nu se întâmplă asta. În Germania, în Frankfurt, Frankfurtul era un, până în anii 60, un orășel, nu, no, important, dar orășel. Și s-au apucat aia să facă zgârie în ori de 2 300 de metri și au trebuit să aduc o grămadă de oameni, tată, de pe sate, din alte regiuni. Și au venit Landu și au zis, hopa, păi nu-i aduci pe ăștia și facem blocuri cum îi bagă Ceaușescu le dai câte un lot de casă, de 800 de metri, pe 120 de metri la sol își fac, își fac casa, pe ce rămâne, în spate are grădina de legume. De ce? Ca să nu fie dependent decât de munca lui. Să-și producă singur mâncarea, să-și producă singur tot ce are nevoie. Legume și fructe și astea. Dacă te duci în Frankfurt, o să vezi că este o parte, către sud, care e plină de blocuri, de nebunii, de zgârie nori. O vezi la 30 de km de pe autostradă, că e luminată ca New york Și după aia, dacă te duci către centru vechi și către periferie, vezi numai căsuțe la stradă și în spate o grămadă de parcele lucrate. Noi, din potrivă, mai ne știm, bă, rade parcela, rade și casa, că vreau să ridic un bloc în care să stăie trei persoane în 50 de metri pătrați să se uite tezoa la televizor. Și eventual duminica în fața blocului la o bere. Și de Crăciun te în în fața blocului. În Germania chestiile astea sunt aproape interzise, dar nu le interzice o lege sau nu știu cine. Interzice conștiința colectivă chestia asta. Adică, pur și simplu, noi nu avem mână nouă ne rușine de cuvântul țăran. Noi folosim cuvântul țăran când îndoim, dezdoim degetul mijlociu la stop și ce Bă, țăranie, Trăzni rambreajă. Atât. În timp ce în toate țările civilizate, inclusiv în cele din Est, du-te, treci de borș, de vama borș și o să vezi că totul e lucrat. Dar de ce? Du-te în Slovacia, care era vaide de mama ei în 2004 când a intrat în Uniunea Europeană, era de 10 ori mai căzută decât România astăzi, să vezi cum e asta, stată, Slovacia. Și îți arată tot fițiu. Ca să fim performanți social, trebuie să menținem 3-4 milioane de ferme, cum este în Slovacia unde fermierii nu întind mâna la guvern, au propria apă și propriu pământ, două resurse care vor deveni extrem de rare. Avem nevoie de ferme autonome, de 4, 10, 30 de hectare, fiecare cât poate duce. Un individ autonom este stăpân și nu trebuie să-i spună nimeni cum să gândească. Da, domnul Fițiu, dacă un interviu, un individ autonom are o problemă cu ăla care îl cheamă la vot. Cum e, tu ești autonom, gândești, da? Păi nu știi că autonomia este interzisă în România de la nivel individual până la nivel regional? Cum îți permiți tu să gândești? Trebuie să iei programul nostru de guvernare, să crezi în el, să pui ștampila, așa până mai vedem noi. Ăsta e baiul fundamental. În Cehia, dacă te duci pe sate, că pe autostradă te și să meargă. încearcă să te duci pe sate, prin Cehia, prin Polonia, și mai ales în Cehia, o să vezi, din două în două sate vezi câte un lac. Atenție, lac făcut pe fonduri europene. De ce? Au săpat acolo până o dată de apă și pe lacul ăla, de 3 km pătras, 4, 5, jumătate de km, cât o fi. Da? Acolo se face agrement, acolo se face pescuit, de acolo se irigă. Acolo se colectează apa pluvială. Numai noi avem impresia dragă. Dumnezeu ne-a pus bogății de nu mai trebuie să lucrăm nimic. Nu. Noi nu mai trebuie să lucrăm nimic. Nici educație nu mai trebuie să face. Ce agricultură, mă? Cum să-ți dai copilul la agricultură? Să râdă vecina. Bine, mă, că te-ai mutat la oraș și acum ați trimis copilul la țară. Nu? Și ce o asta, zice. Cum, mă, dar au venit părinții și au zis ce, cum adică să merg la agricultură, mă? Nu, nu vrei să te faci. Da? Și uite că merită. Îți mai dau, am văzut un comentariu pe Agroinfo. Un profesor la Liceul Tehnologic din Dorna Cândrenilor, din Bucovina, Dan Pavela. Care zice o chestie esențială. Atenția trebuie îndreptată spre învățământul agricol, altfel nu vom avea cu cine face performanță. Se promovează ideea că agricultura este nerentabilă și soluția este vânzarea terenului. Când ne vom trezi la realitate, vom constata că terenurile sunt înstrăinate deja și nu mai avem forța de muncă profesionalizată. Dacă se studiază harta marilor ferme și harta sărăciei, se constată că astea două hărți se suprapun, tucă. Dar pe noi nu ne interesează. Nu. Noi doar anul trecut am vândut un milion de hectare. Atenție, cifra asta zis-o doar și un ministru. Acum, un milion de hectare într-un an vândute. Și după a veni, domnule, păi noi, noi de la Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, tăzi, noi ne apărăm pământul strămoșel, l-am stropit cu sângele nostru, la Mărășești și la Oituz și la Mărăș și la Deisemeargă sunt aceiași care o da legele să vin pământul. Și atenție! S-o lua la întrebări ăștia pe Hogan, cel de la Comisia, pentru, Comisia Europeană pentru Agricultură. Și au zis, băieți, liberalizarea terenului, nu, vânzării terenurilor, nu înseamnă că voi nu puteți pune niște, numai că nu o somu piedici fraierilor. Deci voi vă vindeți terenul exact cum vindeți pixurile. vrei, vrei pix? Na, dă 2 lei. Teren, de asta, vrei? Na, dă și la asta. Așa vă vindeți terenul. Dute în Polonia. În Polonia, s-am citat din materialul ăla de pe Agrointel, Agro mai repede, ca să, ca să poți să cumperi un pic de teren agricol, bă, până la urmă, statul te obligă să te însori cu o poloneză, tată. Să devii cetățean polonez. Dute în Germania. Nici n-ai voie să te apropii la 150 de kilometri de graniță. La noi tăvestul vestului, da, nici nu mai știu unde e fâșia de graniță și unde e cucuruzul ăla. Da? Du-te în Franța, încearcă să cumperi. Du-te acum la statul francez și zic, vreau să cumpăr 10 hectare, că eu s deștept. Știu eu de la minister de aici din România și uh, noi am, am, crezut că în Europa suntem frați, latinitatea urlă din tranșee, vreau pământul tău. Ia încearcă să vezi dacă poți să cumperi. Sigur, legile! Domnule, legea cadru spune că poți să cumperi. Dar să vezi după legile regionale și locale, cum te fac să-ți mulci părul ăla care s-o albit deja. Da? S-am zis, acum două săptămâni, cred că, săptămâna trecută, pe la început, am primit acel telefon din Polonia. De la un fost prieten, actual prieten, fost coleg sau ce eram noi pe acolo prin Parlamentul European, el raportor pentru Polonia, eu raportor pentru România, care mi-a zis, bă, sunteți nebuni. Voi trăiți numai din consum, dă să meargă și nu... Voi nu pricepeți, ai ști nu pricepeți, nebuni. Creșterea voastră economică e o porcărie. Nu că e creștere economică pe consum, exact cum ați avut creștere economică pe credit cu buletinul. Uită-te că la scădere industrială sunteți pe primul loc sau pe al doilea loc în Europa. În următorii ani s-ar putea să aveți niște surprize, așa cum le-ați mai avut în 2010, când o trebuie să tăieți salarii. Mă, mă suna câțiva, du-te, domne, acum ce faci, instalezi panica în populație? Acum cum adică poți să spui așa lucruri la televizor? Și norocul meu a fost că după vreo două sau trei zile au dat și ProTV-ul. Da? Și îți arăt știi de ProTV. România trăiește doar din consum și ignoră semnalul de alarmă. Ce riscă economia țării în perioada imediat următoare? Ca să fim foarte clar și exact. Din nefericire, partea aceasta de creștere economică a fost taxată mai mult pe creșterea consumului. Aceasta este, acesta este punctul nevralgic al economiei în România. Explică Mihai Roman, profesor de macroeconomie la ASE București. Punct nevralgic, nevralgic pentru că foarte mult din ceea ce consumăm importăm. Adică banii pe care îi cheltuim în magazine nu creează neapărat locuri de muncă în tax, țară sau producție locală mai mare. Iar statului îi convine pentru că taxele care se strâng sunt mult mai mari din consum față de cât ar strânge din exporturi. Previziunile sunt însă îngrijorătoare. Vom intra pe o pantă descendentă. În sensul că la sfârșitul anului viitor, dacă nu se schimbă ceva, invariabil vom intra într-o stagnare, dacă nu în recesiune, explică George Sofian, economist. Eu v-am spus, sper, Doamne ferește, să ne am dreptate, dar în următorii 10 ani, mai repede după capul meu, eu cred că vom asista la tăieri de salarii. Și atenție, nu noi suntem inovația care muncim, noi care nu pricep nimic din ce trebuie făcute cu finanțele și strategiile țării. Îți mai dau totele și le protevești și după aia o pauză, ca să ne întoarcem la ce zicea Fițiu. Economia României depinde pe lângă industrie, consum și exportul de servicii și agricultură. Ar fi bine să fie încurajați românii să cumpere produse fabricate în România și încurajarea ramurilor în care avem avantaj competitiv față de internațional. IT, de exemplu, pe Mihai Roman, profesor de macroeconomie la ASE. Dar cum să zici chestii de astea? Pentru că nu ești la modă, mă, adică ce să fac eu cu agricultură? Bine, mă, ieri am fost în piață, tată. Am vrut să iau cartofi noi, m-am uitat, Fu, au apărut cartofii noi. Filolog, eu n-am dat în viața mea cu sapă, habar n-am când apar cartofi. Erau din Egipt. Din Egipt. Roșiile, spun eu, am avut de ales între roșii de Olanda, roșii de Spania, roșii de Italia, roșii de Turcia și niște chestii așa mai vinete din Chile. Dacă vrei să-ți cumperi să semințe de alea, nu mai... Vrei să fii țifrășag, să-ți mai faci o salată în care nu e așa, să mănânci sănătos, din 10 pungulițe de semințe de la un mare, mare supermarket, mall de la mare, din cele 10. 10 erau din China. Bă, nu mai este floarea soarelui în România? Nu mai sunt muguri de aia de, uh, zi, grâu încolțât? Nu mai sunt uh, muguri de aia de ridiche sau cum le se zice? Nu, tată, totul este din China. Și după asta, în 2017, când va începe aterizarea forțată, să vă amintiți de emisiunea asta de la Look De publicitatea. așa e în toate domeniile, tata. Așa e în toate domeniile, un derizoriu. Deci, bă, eu cred că dacă i-am fi chemat pe tătarea din 1241, eu cred că ăia n-ar putea, n-ar fi putut să distrugă cât o distrus ăștia pe care i-am chemat prin vot. De 26 de ani, sau de 80 de ani, sau de 90, sau de 70. Deci eu nu cred că avea un popor străin atâta imaginație să distrugă cât am distrus noi. s am arătat acea fotografie cu biserica veche din 1200 și ceva, secolul XIII, în care pășteau vaci. Vaci. Ăla e monument istoric. Dacă merg la chestii de astea din secolul XIII în Occident, trebuie să stai la coadă și acum și-au făcut coada că merge așa, Știi? Sute de oameni la coadă și stai. O oră, două, stai la coadă. Ca să vezi. La noi dau din coadă vacile, tată. Dăm poveste să se și pun coma. arăta arătasem, de fapt, biserica fortificată din Dobârca. Da? Poate găsești și fotografia aia cu vacile care pășteau acolo. Îți îți se mărește ficatul de furie. Ți se mărește ficatul de furie. vei să și În ultimii ani, biserica fortificată din Dobârca a fost complet devastată. Clopotul, ferestrele și ușile, tot mobilierul, obiectele de cult au dispărut fără urmă. Podelele au fost mulse, bucăți din ziduri au fost dărâmate, s-au furat cărămiți și țiglele de pe acoperiș. Orga, realizată în 1898 de către frații Riger a fost aruncată la pământ de la balconul vestic unde era amplasată și este complet distrusă. Există urme care arată că s-a făcut focul în mijlocul bisericii și că în incint au intrat cai și vaci. Ca într-un film, tablourile altarului au fost salvate de o săsoaică bătrână din sat, care le-a ascuns în casă până când au fost duse în siguranță la Sibiu, unde sunt păstrate și acum. Să-ți mai arăt. Biroul de coordonare al bisericilor fortificate a luat în 2010, mai multe măsuri pentru consolidarea acoperișului a zidului, zidului împrejmuitor, însă efortul a fost în zadar. În condițiile în care hoții n-au fost niciodată prinși, și nimeni n-a fost tras la răspundere pentru situație, distrugerile și furturile au continuat. Cei trei sași rămași în sat, privez neputincioși, cum biserica lor în care au fost botezați a fost treptat abandonată, uitată și distrusă nici cimitirul de lângă biserică n-a fost cruțat. Aici au fost răsturnate crucile de marmură și profanate mormintele. Toate acestea exprimă, de fapt, o atitudine generală față de obiectivele de patrimoniu din România, care cu toții suntem conștienți că au o valoare inestimabilă, potențial turistic și fac parte din identitatea noastră, dar la căror distrugere suntem complici prin nepăsare sau neputință. La ca nu vorbim numai despre sărăcie ca motiv al furturilor, fiindcă doar o parte din doar o parte din bunurile bisericii au fost sustrase pentru a fi valorificate într-un fel sau altul. Mai grav e că avem un caz de distrugere intenționată de vandalizare pur și simplu. Cine merge la greci, tată, și la bulgari, să facem turism, să ne dăm acolo pochi peste cap. Dragă, dacă ce cetăți? Și am văzut acropole, dragă. Am luat o teatră în gură să mă întorc în România. Bă, da' bine să mănâncă acolo. Domnule meu, da să mănânc dimineața cât am vrut eu că mers la... Uite aici, tăt. Așa arată dobârca. Efectiv făcută praf. Efectiv făcută praf. Nu ne inter. Nu avem nevoie de trecut, mă. Nu erau... Dacă era Dobârcescu. Păi, păi dacă era Dobârcescu, dacă venea domnul Brătianu și înțelegea ceva de după unire din, din țara asta nouă. Oh, ho! Oh, oh. ce frumos era! Am pus acum mâna, în sfârșit, pe broșura aia de 30 de pagini, scoasă în Viena în 1922, cu prefața scrisă de Vaida Voievod, mă rog, e o controversă acum, semnată tot așa cum se udonim la prima vedere. Se numește Ardealul Ardelenilor. O să o scot la o tipografie. De ei cu, cu mâine de cap. Deci dacă a putut cineva să distrugă mai mult decât Ceaușescu tot ce a fost relevant în Ardealul în care locuiau români, unguri, sași, șvabi, slovaci, cehi, romi, evrei, armeni. Dacă a putut cineva să distrugă mai mult decât Ceaușescu l au fost brătian. Care pur și simplu și-a urât propriul destin putea să rămână în istorie ca un tip senzațional. Jumate din viața lui noroc, jumate istorie. Băi, ce chestie senzațională! Pierd și războiul primul mondial, ne alegem cu Basarabia, după hop, pierd și nemții primul război mondial, ne vine pe tavă, ne vin pe tavă, de fapt, Transilvania, Banatul și Bucovina. Bă, ce noroc! Și cu norocul ăsta ce-a făcut? S-a spălat ciorapii în el, bă. Mai mult decât atât o făcut pur și simplu a ras tot. Acum, în mentalitate, pentru că atunci s-a dezvoltat sistemul ăsta să, să, băgăm în istorie, băi, noi suntem mai, mai tari, da, ce inventat apa caldă, Dromihete era cel mai mare instalator din lume, noi ăia, meseriașii, Tatuca protocronismului românesc. Și așa am făcut manuale. Și astăzi ni se pare că avem atât de multe încât ne permitem pă, orice. Domnule, eu îmi permis să distrug tot trecutul pentru că am, învățat la istorie că atâtea resurse am. Ia uite tu la acționariatul companiilor care se ocupă de resursele din țara ta. Vezi cât te găsești românești. Între pe Năstase, dacă nu e o chestie cu Petromul de la Viena, care și ăla în cârdășie cu Gazpromul rusesc, mai întreabă-i pe ăștia și pe Năstase și pe pe Ponta 2003 și 2013. Oare cine a semnat chestia aia cu, cu firma aia austriacă să taie câte un milion de metri cubi din pădurile României? Întreabă-i pe ăștia, tată. Că istoria nu se face că vine extraterestri și zic, puf, de mâine România să fie așa. Nu. Ei niște tipi. Niște oameni care pur și simplu nu... Mă, când la guvernare, dintr-o dată se pare că ai 10 mâini de 10 metri. Caracatiță. Tată, pot să adun, pot să fac, pot să dreg Știi? Și îți vin tipii care au bube în cap. Pentru că există o cârdășie între ăla care îți face bubele în cap și ăla care te pune acolo. Și au fost. Există deja. Să-ți arăt. News.ro Generalul Iulian Vlad, fostul șef al securității, și-a turnat tatăl la partid și-a participat la naționalizarea morilor chiaburilor. O mers efectiv. Bună ziua, eu mă numesc Iulian Vlad. Să știți că tatăl a făcut nu știu ce plugarul și nu să-și dea pământul și îl denunță aici la partid. Și o să zici, domne, așa era în anii 50. Extraordinar. Și îi puneau șefi. În anii de acum, uita-te câți cu bube în cap la securitate și câți conduc. S-a arătat. Bă, nu, gă nu găsiți alții, nu găsiți pe alții în țara asta care să nu fi semnat cu securitatea, să-i puneți în funcție? Dată lumea e proastă, numai voi sunteți deștepți. Uite, tată, la Cluj îți arăt. Turda News. Fostul securist Axente Husar, membru în Consiliul de Administrație al Salinei, amenință presa. Vezi cine a fost Axente Husar? Nimă! Și am zis, să vedem cine e ăsta, tată. Că zicea, ziar de Cluj, șeful pază și protecție de la Consiliul Județean, securistul Axente Husar a făcut poliție politică. El zicea că era, domnule, eram pe contrainformație economice, adică eram patriot. Da? Și luăm de pe știri pe Cluj Mauro. Într-o notă raport din anul 1987, ofițerul Husar, astăzi mare și tare în Consiliul Județean Cluj, a arătat că informatorul Vlaicu este serios și sincer. De la data ultimei analize, 10 august 86, informatorul Vlaicu a furnizat un număr de 9 materiale scrise de valoare operativă bună, în primul rând referitoare la stări de spirit datele verificate sau lucrat prin alte surse sau personal de către ofițer, reșind că sursa este sinceră și atașată organului nostru. Foarte atașată era organului vostru. Nota ofițerul Husar devenit politician la Partidul Poporului în raportul său. Nu? Ce frumos! Mă, și-a luat... Dăm tată, foto 1, foto 2. Să vedem. O da și el la PPDD acolo. Bun, am intrat, acum vreau o funcție în Consiliu. Bă, vreau o funcție în Consiliul Județean. Notă, raport, tolografă semnată de colonelul Lucas Francis I. Cluj, cu privire la informatorul Vlaicu, semnat holograf de locotenent major Hursar Axente, Inspectoratul Județean Cluj, Serviciul Municipal de Securitate Turda. Uite, tată, mai dăm și alaltă. Ia uite-l aici. Notă informativă, nota ofițerului semnată de locotenent major Axente. Și uite aici ce zicea. Notă informativă din 23 a, 9 a 88, holografă înregistrată pe numele sursei Vlaicu, semnată cu numele Vlaicu, primită de locotenent major Cusar Axente de la Securitatea din Cluj. El așa ce că făcea contrainformații economice. Vă informez că nu de mult am auzit că cei de la Europa Liberă au citit o scrisoare deschisă și semnată de profesorii Doina Cornea și de încă alți 13 din județul Cluj, sub ofițerului, am auzit că și în orașul dar sunt vreo patru, unul pe numele de pâd muncitor pe la întreprinderea Câlmâr, iar unul IR, tot muncitor, sub ofițerului. Atât vă pot relata despre aceasta, dar dacă mai prind altceva o să vă informez. Tată, deci care contrainformații economice ai făcut? Că se vede aici. Domnul Axente, eu te plătesc, bă, cu un sufletul cât e prost, alăus. Plătim nu un taxel în țara asta și dând o grămadă de bani securiștilor, sunt un dobitoc. Ați înțeles? Deci băieți, acum ți-ai dat demisia, accentem în cu sufletul, că dacă nu, nu știu cum fac. Îți promit dacă, fii atent, dacă într-o săptămână nu ți-ai dat demisia, îți promit că mi-aduc economiști, în direct, să mă învețe cum scap de plata impozitelor. Eu nu mai vreau să vă dau vouă bani. Bă, înainte urmăreai pe doi în și pe tot felul de astea și acum vii că ești mare și tare în Consiliul Județean Cluj. Băiatule, aici este cea mai mare universitate din țară. În 1568 la Turda, unde faci tu, făceai tu securitate și ce mai făceai, se semna declarația pentru prima dată în lume, declarația drepturilor fundamentale. Pentru prima dată în lume se recunoșteau drepturile alea. Bine, tipul, o să-l vezi. Ăsta e la care o mergi, când o mergi, nu știu câți, vreo 10, doamne, să protestăm că vin islamiști, vin migranți în țară, cu ăla, cu boxerul ăla de eu o socoteală la Cioloș, și el a implicat în tot felul de scandaluri. O bătut, sau nu știu ce au făcut pe acolo cu un suporter uclus sau cu presa. Da? Erau ei doi acolo cu încă vreo opt. Domnule, protestăm împotriva imigranților. Să-și arate patriotismul. Bă, vreau legea lustrației acum, să nu vă mai vadă nimeni pe nicio funcție publică. Faceți-vă, tată. Faceți-vă, nu știu, produse de morărit. Particular. Mereți la pescuit, prindeți pești și vindeți, dar nu pe banii mei eu nu mai am chef să vă plătesc vouă nimic. Și vin, domnule, noi apărăm istoria, noi apărăm. Vreți istorie? Stai mă, tată, că vă arăt. v mai arătat. Uite, bă, dăm din Turcia. Turcia a descoperit locul unde a fost ținut prizonier Dracul, Vlad Țepeș, da? Și fac turism din el. Toată lumea e plină de reclamă la haideți să vedeți unde l-o ținut ăștia pe Dracula. Turcii, care nu l-au suportat pe Dracula, Dracula, care i o tras în țapă de. erau aia săraci, le zburau hemoroizi pe păreți. Și fac turism. Vrei să-ți mai arăt? Am văzut pe pagina lui Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Uite, știi ce? -i? E o sculptură. Ghici unde, dacă ai impresia că în Franța sau în democrații de alea de 200 de ani, înșeli. Este în Ungaria, în secheș Fehervar. Este o statuie pe stradă. Mulțam Tudor sălăgean. În Ungaria. Și zice Edith Agnes Barnafordiș, o româncă stabilită în Ungaria, este vorba de o femeie care treia în anii prin 1930 la Săcheș-Feheșvar și în felul văzut vindea laptele căra cu căruța. Se numea Tantiani. Avea 5-6 copii de crescut și o singură văcuță. Locuia aproape de oraș. Și pentru tanti ani pe care o vezi aici, comunitatea a făcut o statuie. Și astăzi face deliciu oricărui om care vizitează orășelul ăla de care pun pariu că n-ai auzit. Secheș Fehervar, în Ungaria, da? Noi nu suntem în stare să facem asta. Vrei să-ți mai arăt? Dăm Pintea Viteazul. Dom'le, Pintea Viteazul, senzațional Pintea Viteazul, că e anos, că facem, că trecem, da? îmi dă pojoga Nicolae din Suceava, din Bucovina. Pe urmele lui Pintea vitează în Ucraina. Un moment de reculegere la monumentul haiducului Pintea la Veliatino, lângă orașul Hust, regiunea Transcarpatia, Ucraina. Pintea vitează, erou iubit de popor și păstrat în mentalul colectiv și în Ucraina, ca luptător pentru drepturile țăranilor. Ucraina, mă, vorbim de Ucraina. Vorbim de Ungaria, vorbim de democrații care sunt pornite în aceleași momente în care au pornit democrația asta noastră, tată. Numai că acolo funcționează, știi de ce? Că acolo și-o regăsit, minte tot felul de lovituri, și-o dat pumn în gură, și-o dat tot felul de chestii. Puf! Și-o regăsit buna credință. Uite aici, mi-a arătat o fotografie cu pagina. Dă să vezi. Un gest de omenie înscrie Pojoga, Nicolae, ora 8 și 5 minute. În clasă, elevii din a 9-a B, colistă în față și ușoteau, tu cât dai un leu, da, tu cât dai. Îi întreb ce fac, mi se răspunde că strâng bani, îi mai întreb din nou pentru ce îi strâng, unul dintre ei îmi spune că vor să cumpere o pereche de Adidas pentru un coleg mai mare care a venit la școală încălțat cu papuși de casă, 2016, da? Pe elevul respectiv îl cunosc, îi știu problemele. La fel și știu ceilalți elevi și știu și profesorii. Până la ora 9, banii erau strânși. O parte de la elevi, o parte de la profesori. Mă întâlnesc cu elevul X din întâmplare, are hanora rupt, Pantalonii jerpelici în cap o șapcăroasă. roasă. În picioare, în sarea noi, al cu negru. Nu spune nimic. Nu spune nimic, dar ochii lucesc ciudat am mulțumire. Sunt mândră de elevii mei. Poate că nu sunt cei mai deștepți, poate nu o să ia bacalaureatul, dar pentru mine sunt oameni. Uite, tată. Este pe care tovarășii politicieni n-au cum să o facă pentru că, bă, doctoratul nu te face mai om. Mai ales când l-ai și plagiat, te-au făcut beton. Înțelegi? Să-ți arăt de ce nu sunt stare să gândească. Pentru că -i... nu pot să zic că nu știu dacă e voie la televizor, dar e o chestie de așa de cârdășie. Mâna mea spală mâna ta, amândouă spală obrazul partidului. Că acum aflăm. măi, era o știre. Victor Sandu, mecanicul șef al Utăricianu, a fost demis de la șefia apelor române. Bă, și cu știrea asta, tată. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer, a dispus miercuri 16 martie 2016 pe liberarea lui Victor Sandu de la Apele Române. Acesta fusese impus în fruntea Apelor Române de către Călin Popescu Tăricianu etc. și fostul ministru al Mediului, Grațiela ne neavând nicio legătură cu acest domeniu, el fiind proprietarul unui service auto din București. Tată. Acum încep să iasă la iveală. Ai băgat un tip de la service auto la apele române când noi avem probleme fundamentale cu apa, tată? Că nu suntem în stare să ducem apă în comune lângă, de lângă orașe? Îi mai scumpă apa noastră decât în Madrid de aproape 8 ori. Și aia n-are apă, tată, că Spania este stearpă. Și noi avem de 8 ori mai scumpă apa decât în Madrid. Și l-ai dus pe la care ce? Asta, bă, nu contează, te pricep, nu te pricep, partidul e în toate, e în toate ce sunt că toate mâinile râd la soare și își arată dință de aur. Unde ești să ne spui chestiile astea? Zim și mie, mânc cu sufletul de uh, Popescu, Anton și mai nu știu cum, zi și mie ce-a fost, cum s-a făcut sinapsa în căpățâna ta, de al doilea om în stat, când ai zis la asta, băi, servis, ne servis, auto, lasă că mai facem noi o piuliță, o chestie, o șaibă, o, o planetară, du-te șăv la apele române. Începem să le aflăm acum, atătucă Și vii să spui să-ți să dau ce? Votul. Poate tu îi pune cu votul pe labe, tată. Cu votul pe labe. Mai încolo. Uite aici, adevărul local e Focșani. Jaf în pădurile din Vrancea, unde sute de copaci au fost abandonați pentru că n-au eficiență economică, ci că cu lemnele de aici se încălzeau un în sat întreg un an de zile. Au ras pur și simplu că domne. nu există, nu există eficiență economică. Ce asta? Vrancea? Bine, mă, dar putem să ne facem orice. Noi nu avem o problemă din... Nu, dacă vrem să radem, radem. Și-au ras. Și-au lăsat acolo lemnele. Le-au lăsat acolo lemnele. Putrezesc. În Francia, unde... Tată, eu când am mers prima dată în Foșani, o singură dată am fost și de atunci n-am mai fost, la marginea Foșaniului, fără nicio exagerare, m-am oprit, m-am uitat, mi-a fost atât de rușine să fac poze, că am zis, nu fac poze pentru că mă văd oamenii asta, nu știu ce. mi rușine să mă uit la ele, la român. Efectiv stăteau, băteau așa, o, un par aici, un par aici, un par aici, un par aici, între ele lemne de salcie și copiii la marginea focșanului, da? Tovar șopișan. În oroi, în paie, în chestii de alea și începeau să lipească. Bă, ca acum 200 de ani îți dai seama că ea n-au gaz îți dai seama că pentru o grămadă de sărași de ea, un lemn de acolo era esențial eu țin minte când stăteam când aveam numai uh, centrală pe lemne și veneau o grămadă de oameni din Moldova munceau la șantiere, era bumul economic și sâmbăta veneau pe la case, dom'le dai ceva de lucru 50 de lei pe zi, o chestie, tai lemne, așezi lemne fac ceva și a zis, bă, hai, chiar o chestie și așa mă dorm, hai să tăiem lemne. Spărgeau lemne și munceau, știi cum? Eu obosam numai dacă mă uitam la ei. Și îmi zice unul, dar ce faceți cu lemnele astea? Păi, le fac căldură, vine zăpadă, aici e zăpada mare. Păi cum și le băgați așa pe foc, pe centrală? Da! Domnule, dar păi străcați lemnul. Cum să strâng lemnul? Păi nu, domnule, noi îl ardem ăsta numai de Crăciun și de Revelion. Și zic, bă, dar cu ce faceți voi? cu coceni, cu balegă uscată, cu... cu aia făcea tată. Și nu exagerez absolut deloc. Absolut deloc. m a dus la nevastă să zis, tu. Mai este ciorbă, mai este carne. Mai... Dă o masă caldă, că oamenii ăștia chiar au o problemă, tată. Și dacă, dacă noi nu suntem partea problemei lor și a soluției lor, o să avem și noi o problemă. Știi, problema a care are impresia că dacă are un Rolls Royce sau nu știu ce, Super Ferrari și nu știu ce, e săpânul lumii. Nu, tată. În aceeași groapă pe care o sudui eu, în aceeași groapă îți face tu praf planetară. Dacă nu ești în stare să devii, să te gândești că ești partea problemei și să devii partea soluției. Atât cât poți. Cu umbli de fasole cu ciolan. Da? Dar este o soluție, tată. Este o soluție. Eu am văzut-o în țările baltice. Uite ce au făcut ăștia. Pe 23 august, E lanțul uman care a salvat țările baltice. Uite, lanțul ăsta uman ar trebui să fie și la noi. Pe 23 august 1989, la 50 de ani de la semnarea tratatului Ribbentrop-Molotov, aproximativ 2 milioane de oameni s-au strâns pentru a protesta într-un mod pașnic împotriva ocupației Uniunii Sovietice. Oamenii din cele trei țări baltice au format un lanț uman care s-a întins, întins pe 600 de kilometri, dorind să arate lumii întregi dorința de independență dar și solidaritatea care îi În privința originei ideii lanțului uman din 23 august 89, nimeni nu știe de unde provine. La ora 7 seara, aproximativ 2 milioane de oameni s-au strâns și au dat mâna și au format un lanț care trecea prin toate cele trei capitale. Lanțul începea din Tallinn, trecea prin Riga și ajungea în Vilnius. Unele fabrici au dat muncitorilor zi liberă pentru a participa la eveniment, altele le-au finanțat și transportul. În Estonia s-a dat liber în toată țara. La radio s-au realizat emisiuni speciale care promovau evenimentul. Lanțul Libertății sau Lanțul Baltic este cea mai importantă campanie organizată de către țările baltice în vederea ieșirii de sub influența sovietică. În urma protestului, Uniunea Sovietică a declarat pactul pentru Molotov invalid, nu ca la noi, un invalid, valid, acesta fiind unul dintre pașii cei mai importanți realizați pentru independența statelor baltice. Asta ca să știți, că nu o să vă spună niciun politruc. Niciun politician din România nu o să vi le spună chestiile astea de frică. Nu cumva să facem un lanț uman și să începem în jurul instituțiilor. Mă băieți, aici e casa poporului domnul. Da, nu bine, lanț uman, dar voi ce sunteți? Menesterul, al cui? Al educației. La tine, la tine, la tine, la tine. Și atunci, dar ce vreți voi să facem? Vrem să fim independenți față de voi. Dar de ce? Pentru că sunteți proști. <gânt> Suntem proști, domnule Uită-te la datele statistice ale României și ale tuturor țărilor din Uniunea Europeană și spune dacă sunteți deștept. Eu vreau un lanț de sta Să salvăm ce se mai poate salva din țara asta. Adică pe noi. Că sunt unii oameni pe acolo, vreo 600, 588, habar ne-am mai acum, pe care numai căveșii mai salvează și breaking news-urile. Te-am pupat. Mă duc și